Pe 3 decembrie, începând cu orele 11, va avea loc primul mare eveniment la Complexul Turistic de Natație, respectiv o competiție de not, un concurs de not, competiție denumită Cupa Târgoviștei, este destinată copiilor între 5 și 11 ani. Este o competiție care are 10 probe, 8 pentru începători și 2 pentru avansați. 50 de metri este distanța pe care se va nota. Invităm toți iubitorii de not, toți doritorii care vor să participe la acest eveniment, atât în calitate de concurent, cât și în calitate de spectator, să vină la Complexul Turistic de Natație. Am colaborat cu reprezentanți din Federația Română de Natație. Primarul municipiului Târgoviște, Cristian Stan, a anunțat și că în această perioadă se efectuează evaluări la Complexul Turistic de Natație, pentru ca în anul ce urmează aici să se desfășoare câteva probe din cadrul Campionatului Național de Natație.